Oaspeții s-au distanțat la 4 goluri încă din minutul 13, când Toma a punctat pe contraatac pentru 2-6. Trupa lui Adrian Chiruț și Iulian Andrei a redus treptat diferența de pe tabelă și chiar a reușit să restabilească egalitatea în minutul 19. Constanțenii au intrat însă în avantaj la vestiare, scor 15-17. CSU Suceava s-a apropiat la un singur gol în minutul 38. În următorul sfert de oră, gazdele s-au ținut aproape de adversari, dar n-au reușit să egaleze. În minutul 50 și doi arbitrii, Octavian Fânață și Ștefan Hendrea, l-au eliminat direct pe Sebastian Polocoșer pentru o lovitură involuntară cu cotul în pomete aplicată sârbului Nicolici. La reluarea jocului pe teren a existat o singură echipă, cea dobrogeană, care a marcat de 7 ori în ultimele 7 minute și s-a impus în final cu 35-28. Nu cred că a fost un scor mincinos, dar a fost un meci în primul rând echilibrat, cu greșeli de arbitraj de o parte și de cealaltă. Iar în a doua repriză, unde s-a făcut diferența de scor, cred că a contat foarte mult experiența noastră de joc. Nu ne-am precipitat și am profitat de greșelile pe care le-a făcut adversarul, marcând goluri ușoare și reușind să nu primim goluri. Acolo cred că s-a făcut diferența. Un rezultat mincinos? Nu cred. Dacă vă mulțumește mai mult, luați în considerare că am bătut la un gol atunci. Vreau să încep prin a felicita adversarul. A felicita echipa din Constanța, a practicat azi un joc foarte bun. A profitat de experiența vastă pe care o au. Noi am greșit foarte mult și din lipsa de experiență și din lipsa de omogenitate. Este deja al treilea meci cu înfrângere. Urmează deplasare dificilă la Călăraș. Sper să, sau cel puțin zilele acestea, trebuie să lucrăm foarte serios la psihicul jucătorilor. Pentru că urmează apoi meciuri care ne interesează pe noi cel mai mult, cu Vasluiu, cu Focșaniu, meciuri pe care trebuie să le câștigăm neapărat. CSU Suceava va juca sâmbătă de la ora 11 pe terenul Dunării Călăraș într-un meci transmis în direct pe TVR1.